Și a fost o vreme când NATO făcea tot posibilul să evite menționarea directă a Rusiei atunci când își desfășura manevrele militare, nu în ultimul rând de teama provocării. Dar invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina a schimbat toate acestea. Acum exercițiile alianței iau în vedere Moscova. Unul dintre obiectivele cheie declarate ale exercițiului Steadfast Defender este descurajarea Rusiei. Este cel mai mare exercițiu al alianței de la sfârșitul războiului rece, implicând 90 de militari și desfășurându-se pe tot flancul estic al Europei în următoarele câteva luni. Discutăm mai multe pe marginea acestui subiect cu Mihai Fifor, fost ministru al apărării, în legătură directă cu noi. Bună ziua, domnule Fifor! Sărut bună! Ne uităm așadar, în primul rând, la acest anunț pe care îl va face președintele României, Klaus Iohannis, referitor la NATO. Vedem că un jurnalist din Statele Unite ale Americii susține că este posibil ca președintele României să își anunțe candidatura pentru funcția de secretar general al NATO. Care sunt șansele președintelui României pentru această funcție, domnule Fifor? Într-adevăr, au fost speculații în spațiu public referitoare la o potențială candidatură al președintelui Iohannis pentru funcția de secretar general. Este o procedură destul de complexă. Zic să așteptăm declarația președintelui, să vedem exact despre ce este vorba. Dar vă spun, sunt proceduri destul de complexe. Sunt oameni care deja își fac lobby, mă refer la premierul Rutte. Noi în momentul de față avem poziția de secretar general adjunct a Alianței Nord-Atlantice și atunci cutumiar este ca președintele, ca secretarul general să fie, să aparțină altui stat. Dar încă o dată nu vreau să facem speculații. Haideți să vedem ce va spune președintele Iohannis în conferința sa de presă. Ce e important pentru România este că un astfel de deziderat, dacă ar putea fi atins și dacă ar fi atins, a reprezentat pentru România, cred, una dintre cele mai importante poziții pe care România le-ar deține în acest moment. Până la urmă discutăm de secretarul general al cele mai importante alianțe politico-militare după cel de-al doilea război mondial. Așa că dacă președintele Iohannis ar ajunge secretar general, ar fi pentru România o șansă uriașă de afirmare în politica externă. Vedem, pe de altă parte, că Mark Rutte nu are susținerea tuturor statelor în acest sens, așadar ar putea fi o șansă inclusiv pentru Klaus Iohannis? Categoric, da. Este o activitate complexă, spuneam, se face lobby, da, ca la orice astfel de, hai să zicem, competiție pentru una dintre cele mai importante poziții și cele mai influente din politica externă. Revenind la ceea ce se întâmplă, pentru că vedem că NATO face pregătiri, se pregătește pentru amenințarea Rusiei în nordul îndepărtat. Vorbim despre cel mai mare exercițiu la care participă aproximativ 90.000 de militari. Ce presupune până la urmă toate aceste pregătiri? Ce presupun? Într-adevăr, suntem în fața celui mai mare exercițiu al Alianței Nord-Atlantice, axat cu precădere pe zona de nord a continentului. Știm cu toții că Rusia, deși are mobilizate forțele cu precădere pe frontul din Ucraina, rămâne totuși cu forțe importante în zona arctică, acolo unde au și capacități nucleare, au și capacități de luptă specifice pentru condițiile din zona respectivă. Este o zonă strategică pentru toată lumea, este o zonă care este cu atenție privită, mai ales în contextul în care știm că zona deține resurse minerale extraordinar de valoroase. Dar, pe de altă parte, să nu uităm că totuși pe zona nordică există o frontieră importantă cu Federația Rusă. Să nu uităm să salutăm faptul că odată cu alăturarea Finlandei și iată zilele de acestea, chiar ieri s-a ridicat drapelul Suediei la NATO, deja alianța are 32 de membri care sunt uniți în aceeași idee de a apăra teritoriile NATO.
Eu cred că acest exercițiu vine și arată că NATO reprezintă o forță defensivă extraordinară în momentul de față și ideea este de descurajare a oricărei intenții a Federației Ruse de a încerca să deschidă vreun alt front cu vreodată cu vreo țară membra Alianței Nord-Atlantice. Sunt, ați văzut, îngrijorări, întotdeauna au fost referitoare la spațiul Baltic, la țările Baltice, acolo unde este și frontiera terestră. Am văzut că Polonia s-a întărit foarte mult în ultima perioadă, dar una peste alta, și de altfel, pentru că tot ați menționat despre Polonia, ministrul de externe al Poloniei a făcut un anunț cel puțin interesant. A spus public că militarii NATO sunt deja în Ucraina. În ce cheie să vedem acest... Este o afirmație, hai să zicem, cel puțin provocatoare, care ar trebui cu atenție analizată și ar trebui totuși cu mai multă precauție lansată în spațiul public. Pentru că vine această afirmație și după cele afirmate de președintele Macron, care de asemenea reprezintă afirmații îndrăznețe, zic eu, pentru perioada în care ne aflăm. Una peste alta, eu cred că e important ce spune secretarul general al NATO, este important ce a spus întotdeauna președintele Biden, anume că Alianța Nord-Atlantică nu se va angaja niciodată cu trupe în conflictul din Ucraina, rolul Alianței fiind unul pur defensiv, urmând să-și apere fiecare centimetru pătrat de spațiu în fața oricărei agresiuni. Prin urmare, cred că nu suntem în situația în care să putem discuta vreodată angajarea NATO în acest conflict, cu atât mai mult trimiterea de trupe ale Alianței în zona de conflict.